proclamația istorică, Republica Moldova a devenit membru al Uniunii Europene. Acum. Deci, ia, dacă am un copt evreu. Dar dacă această eurointegrare s-ar face prin unirea cu România, ați fi de acord sau nu? România nu. Prin integrarea europeană a țării noastre. Ai bine și cu unul și cu altul. Sunt prăștieți lumea peste locul. Ar ști bine să fie și cu Rusia și cu Europa. Dar ți primirea cu România, ce părere ați avea? Eu nu sunt de acord cu România. Dar să fim pauză. Să fim prieteni, să ne înțelegem, da? Dumneavoastră despre eurointegrare, ce părere aveți? Eu, în vârsta mea, cât am văzut, cam ar trebui de dus în Europa, că n-aveam făcut. Eu sunt cât trebuie să schimb spre bine. Spre bine, dar eu sper, la 70 de ani, eu sper încă fel. Am copii, mi-e să-mi prăștiesc pe Europa, aici nici unul nu-i, n-au ce lucru. Adică dumneavoastră să fii de acord că să devenim stat membru al Uniunii Europene? Nu că aș fi, dacă ar trebui. Trebuie. Da. Dar dacă această integrare s-ar face prin unirea cu România, să fii de acord sau nu? Ei, asta e... Pentru mine e diferența asta. Tot același vorbă am, tot același port am, ca zice. Suntem același popor, aceeași scriptură. Exact, același, da. Adică n-ați... Dar ne-au dispărțit. Turșii ne-au luat Găgăuzia, rușii ne-au luat Transnistria. Ucraina ne-au luat Bucovina de Nord. Bucovina de Nord. Ne-au luat Herța. Cernăuțul, tăiați, știi, bate de... Adică la un eventual referendum o zvăta unirea cu România. Eu și pentru, mă, și pașii. Dar nu crezi că ar fi o idee bună să devenim state european? Posibil. Viitor, da. Să avem un viitor mai bun pentru tineri. Ați fi de acord să mă o țară membra Uniunii Europene? Puțin de acolo nu vreți să facă ceva, da. Păi sperăm că da. Ce sperați, băieții? Uitați-vă, dacă ei sunt așa de deștepți, dacă fac drumuri, le dau 1 milion acolo de vorbă, 1 milion. Dar ce nu vezi vadă care va la conduși, care vine unii în banii și ea, cu ea în dar dacă această integrare s-ar face prin unirea cu România, ați fi de acord sau nu? Nu, eu nu de acord cu România. Dar nici cauza, că nu sunteți de acord cu România. Dar nu, nici într-un caz. Eu am fost în fermă, nici într-un caz nu de acord. Ați fost în România? Asta mai înainte, eu. Dacă nu frumos se exprimă față de populația română. Despre România foarte mult ne ajută în ultimii ani. Grădinițe reparate. Aproape 1 milion de cetățeni din Republica Moldova au pașapoarte române. Pot pleca liber în Europa să lucreze. Foarte mult a investit în economie, în ecologie, s-a investit în ecologie Republicii Moldova. Asta e integrarea europeană a țării noastre. Of, nu știu ce să vă spun, integrare europeană, numai decât trebuie, așa că sunteți tineri, dar noi avem în viitorul Europa. Păi integrarea europeană înseamnă beneficii pentru toată populația, pentru tineri, locuri de muncă. Care o mai trăi, dacă o trăi, așa și ceva schimbări pentru noi. Ați fi de acord cu integrarea europeană, dacă s-a schimbat lucrurile bine? Da, aș fi de acord numai... Copiii și lângă părinți. Apa asta, noi tot asta vrem, noi tot vrem să plecăm. Da, vedeți integrarea europeană mai ușoară prin unirea cu România? Da, la mine de unire și cu și. Ce părere aveți dumneavoastră despre integrarea europeană a Republicii Moldova? 50-50. Ați dori ca Republica Moldova să devină un stat membru a Uniunii Europene? De ce? Da, ce beneficii vedeți în urma integrării? Ce poți să îmbunătăți în treptul ăsta? Plata, medicamentele, ajutorul ăsta care îl mai dau aici.